tortură și tratamentele inumane sunt un fenomen complex care are diferite dimensiuni și, desigur, în modul cel mai clasic, noi vorbim despre persoanele care au fost victimele unor abuzuri de forță și acțiuni din partea autorităților, fie că vorbim aici despre poliție, fie că vorbim aici despre persoanele care se află în penitenciare și sunt supuse diferitor forme de tratamente inumane și degradante. Însă o categorie specială pe care și eu inclusiv sunt specializat sunt și persoanele din diferite grupuri extrem de vulnerabile, care, deși nu sunt în custodia poliției sau a penitenciarilor, tot sunt supuse tratamentelor inumane și degradante și aici mă refer inclusiv la persoanele cu dizabilități mentale care se află în instituții psihiatrice sau rezidențiale, un domeniu care este ignorat, dar care ridică probleme foarte și foarte mari. Aici vorbim despre persoanele din anumite grupuri foarte vulnerabile, cum sunt grupul LGBT, sau vorbim despre, spre exemplu, victimele violenței în familie, care iarăși noi avem 3 condamnări la Curtea Europeană, pe articolul 3, pe tratamente inumane și degradante. De aceea, spectrul victimelor este larg și el depinde de circumstanțe și modul în care s-a manifestat acestea.